După iarnă, cu multe cazuri de gripă și viroze, primăvara a adus numeroase îmbolnăviri, mai ales cu scarlatină și varicelă. Zilele trecute, secția de pediatrie a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța funcționa la capacitate maximă, iar cei mai mulți copii erau diagnosticați cu scarlatină sau forme complicate de varicelă. Discutăm pe marginea acestui subiect cu Alexis Cochino, medic pediatru imunolog. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața, mulțumesc și eu! Domnule doctor, pe lângă renunțarea, iată, la măsurile anticovid, care i-a determinat pe oameni să nu mai respecte măsurile de prevenție, care ar mai fi motivul pentru care aceste cazuri de scarlatină se înmulțesc considerabil? Și nu vorbim doar de scarlatină, pentru că, iată, se înmulțesc și cele de varicele. Are și vremea avut un rol în răspândirea acestor boli? În primul rând, aș vrea să spun că scarlatina nu mai este boala care speria lumea în secolul 20, la începutul secolului, înainte de descoperirea penicilinei și a celorlalte antibiotice. Astăzi este o boală ușoară, perfect tratabilă. Copilul poate să revină în colectivitate la 24 de ore de la începerea tratamentului antibiotic, nemai fiind contagios, desigur dacă el se simte în stare, adică dacă starea lui este bună. Acum, de ce cresc cazurile de scarlatină și nu numai? Sunt multe boli care în această perioadă par să afecteze un număr mai mare de oameni și nu doar copii. Probabil că are legătură cu faptul că 3 ani am stat izolați unii de alții, ceea ce înseamnă că am avut contact mai rar și mai puțin cu acești microbi cu care ne întâlneam înainte în fiecare zi sau aproape, astfel încât imunitatea noastră față de ei a scăzut. Astfel încât la aceste contacte de acum, când am reînceput să trăim normal, se poate solda cu apariția de infecții, fără ca, repet, cel puțin în ceea ce privește scarlatina, asta să fie o problemă de sănătate publică din punctul meu de vedere. Menționați, iată, tratamentul cu antibiotic. Ce fac pacienții care au o alergie la penicilină, spre exemplu? Ce alternativă au ei? Din fericire, alergia la penicilină este mult mai rară decât ce se vehiculează, adică sunt o mare grămadă de pacienți care au reacții la antibiotice și sunt catalogați ca fiind alergici la penicilină și de fapt nu sunt. Aici poate să ajute un consult de alergologie. Dacă este într-adevăr alergic la penicilină, pacientul respectiv, există mai multe clase de antibiotice care pot fi folosite. Cel mai frecvent fiind folosite macrolidele, eritromicină, claritromicină, azitromicină. Totuși, aceste medicamente nu trebuie folosite de primă intenție pentru pacienții cu boli streptococice, întrucât ele sunt antibiotice de rezervă pentru alte boli infecțioase la care nu avem atât de multe variante ca la cele streptococice. Cum poate fi, iată, recunoscută boala de către părinți? Ce să facă aceștia în primă instanță, astfel încât să nu se agraveze? Boala se manifestă ca orice faringită streptococică, adică febră, durere în gât, gât roșu și cu depozite, eventual ganglioni măriți la nivelul gâtului și particularitatea scarlatinei față de faringita streptococică este o erupție cu pete mici, roșiatice, care apar pe trunchi, de obicei nu apar în palme și tălpi. La palpare, la atingere, pielea pacientului dă impresia unei deci mirghel, ca atunci când ieșim din apa de mare, de exemplu, și ne tăvălim în nisip și rămâne nisip pe noi, exact aia este senzația. Ce pot să facă părinții? Diagnosticul este simplu, se face prin test rapid streptococic sau prin culturi din exudatul faringian și tratamentul, după cum am spus, este la fel de simplu. Sigur, să se prezinte la medic și după diagnostic să țină copilul acasă cel puțin 24 de ore de tratament antibiotic, după care, dacă el se simte bine, poate reveni fără niciun risc pentru colegii lui în colectivitate.